Revenim la tenisul de masă, de data aceasta la sportivele Clubului Sportiv Municipal Giurgiu, club finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului. Preocuparea principală a antrenoarei Mirela Ciobanu, pregătirea echipei de fete pentru turneul Diviziei A al Campionatului Național pe echipe seniori. Următoarea competiție a Giurgiu Vencelor va fi în perioada 24-27 septembrie, când Teodora Ciulică, Andreea Pantelimon și Denisa Chireceanu vor juca în primele 8 echipe în turul Diviziei A. În ultimii 2 ani, echipa de fete a Clubului Sportiv Municipal Giurgiu a activat în Divizia A, în primele 4 echipe la nivel național.